Trei bărbați cu vârstele cuprinse între 40 și 50 de ani au ajuns pe mâna oamenilor legii, fiind bănuiți de furt. Potrivit poliției, suspecții scanau alarma diferitor mașini parcate în cele mai multe cazuri în apropierea piețelor sau a centrelor comerciale pentru a le deschide, iar ulterior furau bunurile de preț. Cazurile ar fi avut loc nu doar la Chișinău, ci și în alte zone ale țării. De menționat că indivizii au fost anterior judecați pentru infracțiuni similare, mai mult unul dintre ei este cercetat penal în dosarul organizației criminale Borman, având aplicată măsura preventivă de control judiciar. Pentru astfel de fapte, legislația prevede o pedeapsă de până la 10 ani de închisoare. Poliția întreprinde toate acțiunile de urmărire penală în scopul identificării tuturor celor implicați în comiterea acestor infracțiuni.